Mă bucur că și anul acesta, iată, pentru a noua oară, noi, Agenția Locală a Energiei Alba, împreună cu Consiliul Județean și partenerii noștri, numesc aici Primăria Alba Iulia, ADR Centru, Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia, ne-au ajutat și am reușit să ne ținem de cuvânt, acela de a face o nouă ediție și să putem demonstra că suntem consecvenți în ceea ce am făcut. Salut aici prezența unor invitați de marcă în ceea ce privește deschiderea oficială, mă refer la domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Florin Roman, domnul viceprimar al primăriei Alba Iulia, domnul Gabriel Pleșa, domnii primari de la Sebeș, domnul Dorin Miro, Nistor, scuze, mă scuzați, sunt emoționat. Domnul Traian Rusu, primarul de la Ighiu, toți aceștia sunt parteneri vechi ai noștri și probabil alții pe care n-am reușit să-i numesc. Domnul director general al Agenției de Dezvoltare Centru, domnul Simion Crețu și mulți alții. Tuturor vă mulțumesc și vreau să mulțumim împreună cu dumneavoastră care reprezentați organizatorii, tuturor invitaților noștri, participanților ca expozanți în târgul Alea 2016. Dânsii se vor prezenta singuri prin ceea ce vă vor arăta la standuri după deschiderea aceasta oficială. Haideți să-i dăm drum, am să rog măcar doi reprezentanți ai organizatorilor și partenerilor noștri să ne spună două cuvinte. Vă rog, domnule vicepreședinte. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți prezenți la această ediție a târgului. Mulțumesc domnului director Andronescu, domnului Crețu pentru sprijin, partenerilor noștri, invitaților. Sper să aveți o ședere plăcută la Alba Iulia și un târg cât mai bun. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru încurajări. Din partea primăriei Alba Iulia a venit și domnul Paul Voicu, viceprimar. Este și domnul Gabriel Preșa. Vă alegeți cine ne spune două cuvinte. Vă rog! Bună dimineața, ne-am ales deja! Tot participăm la tot felul de alegeri. Bună dimineața! Cer scuze, numai acum am parcat mașina. Suntem foarte legați ca și primărie, ca instituție publică municipiul Alba, tot ce înseamnă energie alternative. Nu mai reamintesc că nu are sens atâtea proiecte pe care le-am făcut în anii anteriori, pentru că le cunoașteți foarte bine cu toții. Am participat la multe împreună. Vreau să vă spun doar atât că pentru că bugetul 2017 și bugetul 2018 va avea o amprentă deosebită pentru tot ce înseamnă și legat de ceea ce cunoașteți de la Smart City, tot ce înseamnă energii verzi, energii prietenoase cu mediul, tot ceea ce înseamnă economie în transport, carburanți și tot ce poate fi benefic pentru cetățenii municipiului Alba Iulia. Așteptăm pe toți lângă noi aceste viitoare proiecte, colaborăm foarte bine cu Alea, cu Consiliul Județean, cu ADR-ul, cu toate instituțiile și ne dăm mâna pentru tot ce înseamnă mai bine pentru cetățeni și pentru orașul Alba Iulia.